În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată știre de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost cea despre tinerele prinse în flagrant că adunau fonduri ilegale de la oameni. Pe locul 2 în clasament s-a situat materialul despre coplata pentru serviciile medicale. De asemenea, informația cu privire la asfaltările drumurilor din Reghin a ocupat poziția a treia. Informația despre partida de astăzi dintre Avântul Reghin și FCM Târgoviște a fost cea mai accesată știre în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dar TV Reghin. De asemenea, pe poziția a doua se situează materialul despre tinerele prinse de jandarmi că adunau fonduri ilegale de la oameni. Informația cu privire la bolnavii de diabet că rămân fără medicamente și materialul despre reabilitarea drumurilor din Reghin au fost printre cele mai accesate știri de pe Facebook. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul www.jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri de știri din zonă.